ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un omor și trei jafuri au fost comise noaptea trecută în satul Caracui din Hâncești de un minor de 17 ani. Acesta era beat când poliția l-a reținut. Fostul lider PD Vlad Plahotniuc, învinuit că ar fi principalul beneficiar al furtului miliardului, a rămas fără Ordinul Republicii. Maia Sandu a semnat un decret prin care i-a retras distinția. Deși toate gheretele de pe străzile principale din capitală trebuiau evacuate încă din primăvară, una din sectorul Ciocana, care aparține vicepretorului, stă nemișcată și astăzi. Noapte de groază pentru mai mulți localnici din satul Caracui, raionul Hâncești. Un minor a intrat în locuințele a patru oameni. Ea e jefuit, iar pe unul l-a înjunghiat mortal. Colega noastră, Francesca Gând, a reușit să discute cu una dintre victime și vine cu detalii. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Bună ziua tuturor! Mă aflu acum în satul Caracui, unde noaptea trecută s-a produs cele trei jafuri și omorul. Am reușit să vorbim cu femeia cărei acasă a fost jefuită prima. Aceasta ne-a spus că individul a dat buzna în locuința sa și a cerut bani. Ea i-a dat 600 de lei, după asta l-a rugat să plece pentru că are copii. Ulterior, băiatul a fost în gospodăria unui bărbat de 44 de ani pe care l-a înjunghiat mortal. Localnicii spun că cei doi se cunoșteau și consumau uneori băuturi alcoolice împreună. Acesta l-a agresat și pe un bătrân în vârstă de 82 de ani. Acesta i-a aplicat o lovitură cu cuțitul în zona capului și i-a cerut bani. Bătrânul a primit îngrijire medicală, iar acum se află în afara oricărui pericol. Totodată, bănuitul a intrat în curtea unei femei în vârstă de 77 de ani pe care a maltratat-o și a cerut bani. Acum femeia este internată în spital. Localnicii spun că nu este pentru prima dată când băiatul jefuiește casele din sat, iar primarul localității ne-a spus că el a fost reținut de nenumărate ori de primarul, de polițistul de sector, însă a fost eliberat pentru că este minor. Totodată, el este la evidența inspectoratului de poliție din Hâncești. Acum acesta riscă până la 15 ani de închisoare. Cu detalii revenim în jurnalele următoare. Valeria. Francesca, mulțumesc. Mai multe stații PECO au afișat prețuri mai mari la carburanți. Este a patra scumpire de la începutul anului. Șoferii sunt nemulțumiți, dar experții spun că aceste majorări sunt justificate pentru că și accizele la produsele petroliere au crescut. Prețurile la benzină, motorină și gaz lichefiat au fost majorate la unele stații PECO din țară. La nicio săptămână de la ultima scumpire a carburanților, prețurile au fost majorate. De exemplu, un litru de benzină A95 a fost majorat cu 60 de bani. Iar motorina e mai scumpă cu aproximativ 65 de bani. Șoferii spun că noile prețuri bat la buzunar și din această cauză vor porni mai rar la drum. Scumpiți prețurile la carburant, ce părere aveți? Negativă, desigur. Cu siguranță că se scumpesc nu în favoarea noastră. O să circulăm mai puțin. Ca rezultat? O să mergem mai puțin și tot. Ce să facem? Nu avem încotro. Pe de altă parte, experții spun că majorările sunt justificate. Dacă ne uităm cât a crescut accizul, cât s-a majorat prețul la petrol, cât a crescut prețul de import, când prețurile cresc, ei se conformează. Totodată, expertul susține că în următoarele zile și alte benzinării din țară ar putea afișa prețuri mai mari la carburanți. Este a patra creștere a tarifelor din acest an. La începutul lunii februarie, Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe a organizat audieri cu privire la situație de pe piață carburanților. În cadrul acestora, Consiliul Concurenței a ajuns la concluzia că șase companii petroliere care gestionează împreună aproape 70% din stațiile PECO din țara noastră au un comportament similar la modificarea prețurilor. Acestea reacționează imediat la scumpirile de pe piața internațională, dar trag de timp când e vorba de ieftiniri. Reprezentanții firmelor vizate au declarat atunci că nu au niciun fel de înțelegere. Din 2019, petroliștii stabilesc singuri prețurile la carburanți. Regula e regulă, dar nu pentru toți. Deși încă din primăvară toate gheretele de pe străzile principale din capitală trebuiau evacuate, una, care aparține vicepretorului sectorului Ciocana, stă nemișcată. Locatarii din preajmă au scris plângeri la primărie, care i-a anunțat că pretura urmează să se clarifice. Vicepretorul ne-a spus că ghereta va fi evacuată, dar nu se știe când exact și nici nu ne-a explicat de ce nu s-a întâmplat acest lucru până acum.
Ghereta cu fructe și legume, care aparține vicepretorului din sectorul Ciocana, Elena Treboi, este amplasată pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Trebuia din mult să o scoată și prietenul. Noi am scris la multe instanțe, toate gheretele s-au scos de la Ciocana, dar ghereta aceasta, fapt, este ceva... Pe lângă asta, oamenii spun că ghereta trebuia să fie amplasată într-un alt loc. Ghereta dată este amplasată în fața blocului 42. Mircea cel Bătrân 42, de aici e 40. Aici la noi e planificată după proiectul bisericii, este parcare pentru enureaș. Așa că locatarii au semnat o petiție pe care au transmis-o primăriei. Atunci, responsabilii au trimis o comisie care a confirmat că ghereta nu este amplasată conform actelor și au menționat că pretura Ciocana urmează să se clarifice. Cum poate să ocupe pretura dacă ghereta e a lui vice pretor? Și iată, din cauza asta se întinde. Pretorul sectorului Siniglas Colinic nu a fost de găsit la birou și nici la telefon, iar vicepretorul Elena Treboi se afla într-o ședință. Acesta ne-a scris într-un mesaj că vă informăm că în sectorul Ciocana procedura de evacuare a gheretelor este în derulare, inclusiv și gheretele de pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Acesta a menționat că și ghereta care aparține familiei sale va fi evacuată după soluționarea unui litigiu, fără să ne ofere detalii. La începutul lunii ianuarie, Autoritatea Națională de Integritate a pornit un control pe numele vicepretorului pentru nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese care se desfășoară până în prezent. Un fost executor judecătoresc din nordul țării a fost condamnat la 7 ani de pușcărie. El a fost găsit vinovat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și delapidarea averii străine. Potrivit procurorilor, în perioada 2014-2017, executorul judecătoresc a extras sume plasate de debitori pe contul special, ce urmau a fi transmise creditorilor. Tot atunci, acesta a înstrăinat ilegal 8 imobile care erau sechestrate într-o cauză penală. În urma acțiunilor condamnatului, părțile vătămate au fost prejudiciate cu peste 450 de mii de lei. În primăvara anului 2018, acesta a fost dat în căutare, dar a fugit din țară. Anul trecut, el a fost reținut în România și extrădat în Moldova. Inițial, condamnatul a refuzat să facă declarații, dar ulterior și-a recunoscut vina. Sentința este cu drept de atac. Vaccinul rusesc nu va fi folosit în campania de imunizare din Moldova până când nu va fi autorizat de Organizația Mondială a Sănătății. Răspunsul vine din partea autorităților din sănătate după ce 2 agenți economici ruși au solicitat ca Sputnik V să fie autorizat în țara noastră. Agenția Medicamentului a anunțat într-un comunicat că a primit cerere de autorizare a vaccinului Sputnik V, fiind depuse 2 dosare de către agenții economici. În acest context, președintele Comitetului Național Consultativ în domeniul imunizărilor ne-a spus că Republica Moldova nu va imuniza populația cu preparatul rușilor, cât timp acesta nu este aprobată de Organizația Mondială a Sănătății. Aceasta este condiția și a platformei COVAX, ca toate vaccinurile să fie precalificate de către Organizația Mondială a Sănătății. Sputnik V deocamdată nu este precalificat. La moment, după câte cunosc ultima informație, nu. Aceasta spune că deocamdată Agenția Medicamentului este la etapa de autorizare a vaccinurilor Pfizer, AstraZeneca și Moderna, care sunt incluse în programul COVAX, dar nu exclude că Sputnik V va ajunge și la noi în țară. Odată ce este precalificat de Organizația Mondială a Sănătății, eu cred că și aceste vaccinuri sunt incluse în lista vaccinurilor COVAX. Sputnik V a fost privit cu scepticism la nivel internațional după ce Rusia l-a aprobat în luna august, înainte de începerea studiilor clinice și publicarea rezultatelor științifice. Rusia a început să administreze serul în decembrie, iar la începutul acestei luni Ungaria a devenit prima țară europeană care a autorizat vaccinul rusesc. În perioada când era președinte, Igor Dodon a anunțat că va transmite o solicitare Moscovei pentru ca Sputnik V să fie livrat în Moldova și a spus că se va imuniza public cu acest vaccin. Numărul cazurilor de COVID-19 la nivel global a scăzut pentru a 5-a săptămână consecutiv, iar de la începutul anului, bilanțul săptămânal al infectărilor aproape că s-a înjumătățit. Anunțul a fost făcut de directorul Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit OMS, varianta britanică a noului coronavirus a fost semnalată în 94 de țări, cu 8 state în plus într-o săptămână. Potrivit directorului OMS, numărul de cazuri săptămânale a scăzut de la peste 5 milioane în perioada 40 ianuarie la 2,6 milioane în perioada 8-14 februarie. The number of reported cases of COVID-19 globally has now declined for the 5th consecutive week. Last week saw the lowest number of reported weekly cases since October.
Săptămâna trecută, toate regiunile lumii au cunoscut o tendință descendentă, cu excepția Orientului Mijlociu. Numărul morților din cauza COVID-19 a scăzut, de asemenea, cu 10% față de săptămâna precedentă. This shows that simple public health measures work, even in the presence of variants. What matters now is how we respond to this trend. The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back. Numărul de decese cauzate de coronavirus la nivel global a depășit astăzi 2,4 milioane, iar peste 109 milioane de oameni s-au infectat. Nistrul ar putea seca, iar Moldova ar putea rămâne în mare parte fără acces la apă potabilă. Afirmația a fost făcută de deputatul platformei DA, Kiril Moțpan, care spune că intenția Ucrainei de a extinde hidrocentrala de pe râu este extrem de periculoasă. El a cerut ca subiectul să fie pus pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Securitate și să fie lansate urgent negocieri cu autoritățile de la Kiev. Riscăm astfel alimentarea cu apă potabilă atât a municipiului Chișinău, cât și a altor localități, inclusiv a orașului Odessa, care se alimentează tot din fluviul Nistru. Timp de 4-5 ani, râul Nistru practic se sece. Moțpan a explicat că după destrămarea URSS, hidrocentrala care a fost construită în 1980 nu a mai fost dată în exploatare. Ulterior, Ucraina a instalat 4 turbine pentru producerea energiei electrice și intenționează să mai instaleze încă 3, iar asta ar putea duce la o catastrofă ecologică, afirmă Moțpan. Pentru a proteja râul Nistru și ecosistemul acesta, este necesar ca hidrocentrala să permită curgerea unui anumit flux minim de apă. Acesta spune că e nevoie urgent de negocieri cu statul vecin și a propus ca subiectul să fie inclus pe agenda Consiliului Suprem de Securitate. După vizita în Ucraina la începutul lunii ianuarie, Maia Sandu a anunțat că va solicita Uniunii Europene să se implice și să facă evaluarea impactului de mediu și abia după asta își va formula o poziție în acest subiect. Fostul lider al democraților, fugarul Vlad Plahotniuc, învinuit că ar fi principalul beneficiar al furtului miliardului, a rămas fără ordinul Republicii. Maia Sandu a semnat un decret prin care i-a retras distincția, precizând că a obținut-o ilegal. Anterior, Igor Dodon a refuzat să-i o retragă, spunând că nu există temei juridic. Plahotniuc nu a reacționat deocamdată, iar avocatul său susține că este o decizie politică. O persoană care a furat țara, a atacat și a slăbit instituțiile statului și a construit un regim autoritar nu se poate bucura de distincții de stat. A scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook anunțând în felul acesta că i-a retras ordinul Republicii lui Vlad Plahotniuc, distincție pe care acesta o deține de 7 ani. Președinta susține că fostul democrat a primit acest ordin ilegal. Propunerea pentru decorarea lui Vlad Plahotniuc a venit din partea organizației municipale a Partidului Democrat, ceea ce reprezintă o încălcare a normelor legale, întrucât legea nu prevede partidele politice printre subiecții care pot face propuneri cu privire la decorarea cu distincții de stat. Vlad Plahotniuc a fost decorat cu Ordinul Republicii Distincția Supremă a Republicii Moldova în anul 2014 de către președintele Nicolae Timofti pentru contribuții decisive la desăvârșirea obiectivului major de politică externă al Republicii Moldova, asocierea politică și integrarea economică cu Uniunea Europeană, se spunea în decizie. După ce în vara anului 2019, Plahotniuc a pierdut puterea și a fugit din țară, deputatele Maria Ciobanu și Stella Macar de la Platforma DA au transmis o solicitare către președintele de atunci, Igor Dodon, prin care cereau să-i fie retras Ordinul Republicii lui Plahotniuc. Nu știu dacă veniți adresarea sau nu la președinție, vă dau colegilor, dacă este o astfel de posibilitate, nicio problemă. La scurt timp, însă, președinția a anunțat că nu există temei juridic pentru a-i retrage distincția lui Vlad Plahotniuc. Fostul lider PD mai are și Ordinul Gloria Muncii acordat în 2007 de Vladimir Voronin. Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019 și s-a aflat în Statele Unite, unde ulterior a fost declarat persoană indezirabilă. La sfârșitul lunii august, procuratura a anunțat că acesta se află în Turcia și a cerut extradarea lui, dar în răspunsul autorităților turce a fost informată că acesta nu se mai află acolo. Responsabilii de la procuratură spun că Plahotniuc este în continuare anunțat în căutare internațională. Fostul lider PD este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Anul trecut, Alexandru Stoianoglu a declarat că Plahotniuc este principalul beneficiar al furtului miliardului.
Președinția își propune să cheltuie anul acesta cu circa 2 milioane de lei mai puțin decât în 2020, când șef de stat era Igor Dodon. Instituția și-a întocmit bugetul și anunță cheltuieli de peste 9 milioane de lei. În mare parte, banii vor fi folosiți pentru deplasările Maiei Sandu peste hotare, primirea delegațiilor străine și flori. Potrivit planului general privind achizițiile din anul 2021 publicat de secretarul general al președinției, cea mai mare sumă, 800.000 de lei, a fost prevăzută pentru bilete de avion, pentru deplasări peste hotarele țării. 650.000 de lei au fost repartizați pentru serviciile de deservire a delegațiilor oficiale străine. Totodată, pentru cazarea delegațiilor străine sunt prevăzuți 250.000 de lei, iar 200.000 de lei au fost repartizați pentru servicii de transport pentru delegații oficiale străine. Mai bine de un sfert de milion de lei vor fi cheltuiți pentru flori, fiind vorba de flori vii în birourile de la președinție, stădirea plantelor în curtea instituției sau compoziții florale pentru ceremonii, iar întreținerea havuzului va costa 140.000 de lei. În anul 2020 a fost planificat un buget pentru președinție care depășea suma de 11 milioane de lei, iar secretarul general al președinției a accentuat că este cu 2 milioane de lei mai mic, fără să precizeze unde anume se vor face economii. Până acum, Maia Sandu a fost într-o vizită oficială la Kiev, care a costat aproximativ 30.000 de lei. Atunci, președinta a ales să meargă în capitala Ucrainei cu două microbuze în care s-a aflat întreaga delegație, asta fiind cea mai ieftină opțiune, a declarat ea. Pe data de 17 ianuarie, Maia Sandu a efectuat o vizită la Bruxelles, care a costat aproximativ 46.000 de lei, iar vizita de două zile la Paris a costat circa 34.000 de lei. Primarul Ion Ceban anunță că restricțiile impuse de Comisia Națională pentru Sănătate Publică nu vor fi respectate la nivel de Chișinău. El susține că autoritățile municipale nu au nicio soluție în acest moment ca să asigure transportul public în condițiile în care există regula că acesta poate lua pasageri doar la jumătate de capacitate. Orice am face noi în acest context, autoritatea publică locală nu poate, reiterez, nu poate asigura capacitatea de 50% de umplere a transportului public, troleibuze și autobuze. Primarul afirmă că acum municipalitatea a scos pe rute tot transportul disponibil. Este vorba despre 321 de troleibuze și 104 autobuze. Deocamdată nu există un plan clar prin care primăria va achiziționa transport public nou pentru oraș. Primarul afirmă că va discuta cu responsabilii din comisie pentru a ajunge la un compromis. Moscova ignoră solicitarea făcută de CEDO și refuză să îl elibereze pe Alexei Navalny, deși curtea i-a cerut să o facă. Rusia, ca semnatar a Convenției Europene pentru Protecția Drepturilor Omului, are obligația să respecte decizia. Ministrul rus al Justiției o consideră o ingerință clară în sistemul judiciar rus. CEDO a cerut eliberare imediată a opozantului rus, argumentând că există riscuri pentru viața sa în detenție. Este pentru prima dată când Moscova se confruntă cu cererea unei instanțe europene de a elibera un condamnat. CEDO reamintește că statele semnatare ale Convenției Europene pentru Protecția Drepturilor Omului sunt obligate să respecte măsurile provizorii pe care aceasta le pronunță. Chiar și așa, Rusia a respins neîntârziat decizia CEDO. Ministrul rus al Justiției susține că nu există bază legală ca Alexei Navalny să fie eliberat. Наша правовая юридическая система не предусматривает того, чтобы на нее в таком виде, с помощью заявлений, влияли, так сказать, деятели из ЕСПЧ. Поэтому я думаю, что это просто такая, если хотите, артподготовка перед решением по очередным санкциям. Totodată, ministrul de externe rus vorbește și el despre un amestec occidental în treburile interne ale țării. Ambasadorul american la Moscova este de altă părere. Европейский суд по правам человека признал дело против Навального, которое привело к его аресту в прошлом месяце, незаконным. Поэтому оно не может становиться поводом для нового наказания. А Россия является частью ЕСПЧ. Так что мне не кажется, что это внутренние дела России. Decizia CEDO intervine la o lună după arestarea pe 17 ianuarie a lui Navalny. Далеко не все решения, к сожалению, Европейского суда по правам человека исполняются не только Россией, но и другими государствами. Другое дело, что чем закончится вся эта история, насколько, собственно говоря, это повлияет и на судьбу вот этого сюжета с Алексеем Навальным, и, конечно, отношения, связанные с
Европейским судом по правам человека. În prezent, Navalny se află în detenție, așteptând examinarea de sâmbătă a recursului la decizia de transformare a unei pedepse cu închisoarea cu suspendare datând din 2014 într-o ședință cu executare de aproape 3 ani de pușcărie. El a fost reținut la punctul de control al pașapoartelor de pe un aeroport din Moscova la revenirea din Germania după otrăvirea sa în august, despre care Navalny spune că a fost ordonată de președintele Vladimir Putin. Prințul Filip, soțul reginei Elizabeta II, a fost internat în spital după ce s-a simțit rău. În vârstă de 99 de ani, acesta va rămâne sub observație câteva zile. Sursa apropiată casei regale, citate de presa britanică, dau asigurări că prințul nu are COVID. El a intrat pe picioarele lui, fără ajutor, în spital. Prințul Filip s-a retras din viața publică în august 2017, după ce a participat la peste 22.000 de evenimente oficiale de la ascensiunea soției sale la tron în 1952. Cu toate acestea, când dorește, încă o însoțește pe regină la anumite evenimente. Trump a căzut. Nu este vorba de Donald Trump, ci despre Trump Plaza. Faimosul hotel casino din Atlantic City, cu 39 de etaje, a fost pus la pământ în doar câteva secunde. A durat mai puțin de 20 de secunde până ce clădirea s-a prăbușit. Pentru această operațiune au fost utilizate aproape 3.000 de cartușe de dinamită. Clădirea i-a aparținut fostului președinte american Donald Trump până acum câțiva ani, dar nu mai era funcțională din 2014. Mai multe hoteluri din apropiere au oferit pachete speciale pentru amatorii de senzații tari care au dorit să privească evenimentul în direct. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!